Bună, dragii mei, eu sunt Violet și bine ați venit la partea a doua acestui tutorial în care o să lucrăm poalele rochiței cu volane. Dacă lucrați împreună cu mine acest proiect și dacă vi se pare interesantă ideea, vă rog să rămâneți alături de mine. Dragii mei, vă reamintesc că acest proiect eu l-am lucrat din 500 de grame, adică 10 gheme de fir Catania Originals, da? Și andrele numărul 3. Mărimea rochiței este 40, 42, 44, aș putea să spun, pentru că este fir de bumbac și se lărgește la spălat, bineînțeles. În prima parte a acestui videoclip, noi am lucrat partea de sus, în care v-am explicat toate detaliile referitoare la mâineci, fețe și spate, iar în acest videoclip eu o să vă explic cum am lucrat poalele acestei rochițe. Prima dată eu am început prin încărcarea, da? A ochiurilor, plecând de la elasticul meu de sus. Cum am încărcat ochiurile, vă inserez acum un fragment filmat. După cum v-ați dat seama, din acest punct începem să lucrăm proiectul de sus în jos, da? Adică din talie până la poalele fustiței, și o să vă dau toate calculele așa cum le-am făcut și eu. Da? Să zicem că, o să dau mai aproape camera, în circumferința taliei, da? Mie mi-au rezultat că am încărcat pe andrele 198 de ochiuri, da? 198, da? De jur împrejurul taliei mele. Ulterior, după ce am încărcat cele 198 de ochiuri, am împărțit lucrul meu în 6 clini, adică mi-am pus un semn, da, pe laterale, după aceea două pe față și două pe spate. Considerați că ăsta este un ochi, da? Un ochi. Ca la raglane. Așa. Da. Ceea ce înseamnă că mie între, da, fiecare clin, de fapt, a rezultat că are 32 de ochiuri. Da? 32 de ochiuri. Da, ce au pixurile, niciunul nu scrie. 32. Bun. Bun. Acum, după ce ați împărțit clinii, o să vedeți că o să facem înmulțiri, da, de o parte și de alta a acestor ochiuri, din 5 în 5 cm. Adică, da, lucrați 5 cm, da, și faceți o înmulțire și de o parte și de alta acestui ochi, da, voi aici o să aveți un marcator, da, și o să faceți înmulțiri de jur împrejur, da, de jur împrejurul ochilor. Și o să vă arăt chiar pe rochiță, că ei se observă undeva, vedeți? Se vede că s-a făcut niște înmulțiri aici, mă rog, cât se vede în cameră. Și am lucrat așa, de 5 ori am făcut aceste înmulțiri, da? Deci 1, 2, 3, 4, 5, da? De 5 ori, practic, gândiți-vă că eu în total am lucrat aproximativ 25 de centimetri de fustă, da? Și de parte și alta acestor clini, da? Eu am făcut înmulțirile, da? Deci aici practic aveți de 5 ori, da? 2, 3, 4, 5. Da? S-au adunat câte 10 ochiuri de 6 ori, adică în total s-au fost 60 de ochiuri, dacă stai să te gândești așa. Bun? Bun. După ce am lucrat cei 25 de centimetri, am început să lucrez volanul. Da? Volanul meu, cum l-am făcut? Ca să iasă așa cum este el, uitați,
am lucrat două ochiuri pe față, iar după aceea am făcut un jeteu. Ia, vedeți că se observă la lumină? Da? Așa. Vedeți? Două ochiuri lucrate, jeteu. Două ochiuri lucrate, jeteu. Și astfel încât s-a format volanul meu. După ce am lucrat aproximativ 7 cm de volan, da? Cam 7 cm de volan, eu am mai făcut o înmulțire în felul următor. Tot ca să iasă simetric, da? Ca să fie simetric, am lucrat 3 ochiuri, jeteu. 3 ochiuri, jeteu. Vedeți că se cumva sunt simetrice înmulțirile mele, da? Și din nou am lucrat 7 cm de volan. Pentru partea de jos, acești colțișori, da? Eu i-am am filmat videoclip detaliat și o să vi-l inserez acum ca să vedeți cum se lucrează această margine în, sau mai bine zis, acest tiv tricotat cu colțișori. Bun, vă invit să vizionați. Acum o să vă arăt cum se lucrează marginea de jos ca să vă iasă colțișorii arătați anterior, da? Aici am începutul de rând și procedăm în felul următor. Lucrați, luați un jeteu pe Andreea, dar în spate, da? Și lucrați următoarele două ochiuri împreună. Iarăși, un jeteu în spate, două ochiuri împreună. Jeteu în spate, două ochiuri împreună. Și așa o să lucrați până la capătul rândului. Ăsta este rândul 1. Al doilea rând, după ce ați terminat de lucrat jeteurile și cele două ochiuri împreună între ele, se lucrează pur și simplu toate ochiurile pe față. Da? Și se continuă, bineînțeles, lucrul, atenție la jeteuri, să nu le scăpați, se continuă lucrul prin a executa încă câteva rânduri, 3-4 rânduri cu ochiuri pe față. Ați observat că în primul și în acest al doilea rând eu nu întorc ochiurile, însă ulterior, după ce terminăm de lucrat aceste jeteuri, eu vă sfătuiesc să începeți să întoarceți ochiurile așa cum ați făcut și până acum. Da? Lucrăm încă câteva rânduri cu ochiuri pe față și vă arăt cum o să închidem și cum o să procedăm ulterior. Da? Uite așa. După ce lucrați câteva rânduri, aici alegeți voi grosimea tivului pe care doriți să o aveți, puteți să fie și mai gros, și mai lat aici, și mai subțire, eu am ales să am doar un centimetru, începeți și închideți ultimul rând, dar pentru a închide ochiurile, eu o să folosesc o Andreea mai groasă, da? Cu un număr. Noi lucrăm rochița cu Andreea numărul 3, iar pentru închidere o să folosesc Andreea numărul 4. De ce? Ca să nu să iasă puțin mai lejer acest lanț, da? Să nu se strângă foarte mult lucrătura, astfel încât în momentul în care o să coasem partea asta pe dos, să nu să se încrețească cusătura. Eu nu o să mai întorc ochiurile, ci pur și simplu o să lucrez închiderea cu ochiurile așa cum sunt ele circular, nu are nicio relevanță și o să folosesc metoda clasică de închidere, da? Cea pe care o știți cu toții, prin a lucra două ochiuri împreună și după aceea un ochi se întoarce pe Andreea din stânga și se lucrează cu următorul, da? Și așa o să lucrăm tot rândul până la sfârșit, iar ulterior cu capătul rămas de fir, dar nu îl tăiați, ci îl folosiți pentru a coase această margine. Vedeți că lanțul ăsta este mai lejer. Dacă închideți cu Andreea asta subțire cu care lucrați, el o să fie mai strâns. Și atunci există riscul, da? Deci ce vă spuneam mai devreme, că în momentul în care coasteți să se încrețească așa. Dar în mod normal, dacă închideți cu Andreea asta numărul 4, vedeți, el se menține aici destul de uniform și o să puteți să coaseți mai ușor după aceea cu acul. Da? Bun, continuați așa să închideți tot și coaseți cu acul partea asta de jos.
După cum ați văzut, nu este nimic complicat, toate detaliile sunt destul de explicite, zic eu, astfel încât să puteți și voi să vă lucrați un volan cu tiv tricotat, ca să spun așa. Bun, dragii mei, acesta a fost partea a doua a tutorialului și ultima pentru rochița noastră. Bineînțeles că îl puteți folosi și pentru a lucra o fustă în același gen. Puteți să vă lucrați o fustiță cu volan în partea de jos. De asemenea, în acest tutorial găsiți această tehnică cu tivul tricotat. Tivul tricotat. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă doresc o zi extraordinară și nu uitați că este păcat să irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Și da, neapărat să vă abonați la canal și să-mi dați like, pentru că contează foarte mult aprecierea voastră pentru videoclipurile mele și mă încurajează să filmez mai mult. Vă pupăcesc, pe curând, pa, pa!